diferența e mult mai mare, unde pilulele nu mai sunt atât de ușor de luat. Sigur, vorbim totuși de un sport cu mult mai mulți practicați, și de asta de aici și de diferență. Legitimat la Nordau în Timișoara, Nicol Cușan este cel care îl pregătește. Se pregătește, are perioade când merge și în Olanda și se pregătește acolo, în kickboxing. Foarte spectaculos, se renumit pentru lovitura sa din întoarcere, poate vom vedea. E o specialitate a casei pentru Pețenchea. Important este să găsești distanța, să găsești momentul, pentru că ești convins de lucrul ăsta și, și Mihai Orga, adversarul său, e pregătit și știe. Știe că ar putea veni și așa ceva. Ar fi o luptă interesantă. Acum am văzut lupte interesante chiar și la 95 de kilograme. Sigur, pentru că acolo am văzut un om, Marius Munteanu, care știu să-și ducă knockout-ul până la capăt. Se spune de multe ori că knockout-urile nu vin așa întâmplător, ci le creezi tu. E bine, exemplul clar a fost în acel meci în care Munteanu n-a avut o lovitură și atât, ci l-a tocat încă din startul acelei partide. Start așadar în cea de-a treia dispută a serii la Craiova. 20 de ani, am doi. Da, Iorga în colțul albastru, deci cel cu spatele acum. Pețenchea un pic mai înalt, aproape 10 cm, contează foarte mult. Sau cu roșu pe mănuși, nu? Dacă da. Să ne... Acum în dreapta. Alb cu roșu. Începe cu lovitură. Low kick acolo, destul de bun, pe piciorul din spate. Și foarte bine evită lovitura înaltă de picior adversarului. E a doua pe care o încearcă adversarului Pețenchea. Multă deplasare, dar sigur suntem din nou la o categorie mai mică, 67 de kilograme. Luptă! O încercare de lovitură înaltă de picior, dar a plecat practic, a fugit de acolo Iorga simțind pericolul. Deocamdată cei doi caută distanța de luptă. O încercare de croșeu și o lovitură de picior înaltă foarte bună pentru Pețenchea. Timișoranul stă în jocul ringului și încearcă să-și impună, să spunem, ritmul. Da, nu e simplu deocamdată, pentru că are un adversar ce se deplasează foarte mult, când stânga, când dreapta, și mai aruncă și lovitura atât cât poate deocamdată. Și vedem, dă și fuge. Iată. Și gata, lovitură înaltă, Pețenchea. Bine, împachetat acolo în gardă, Timișoranul absorbe, practic, această lovitură de picior într-un blocaj bun. Aici lupta e un pic mai tăioasă. A încercat o combinație Timișoranul. Bună eschiva, a lovit în gol adversarul. Este meciul cu cele mai puține lovituri de până acum. O perioadă de studiu un pic mai lungă decât de obicei. Așa este, se studiază pentru că probabil nu se cunosc și în același timp și alergă foarte mult în ring, eschive multe. Da, Iorga, nu și-a asumat riscuri, da. Nu și-a atins ținta, mai bună lovitura de picior a lui Pețenghe. Acuză o lovitură sub centură. Da, și va fi oprit puțin, va fi puțin oprită lupta la solicitarea celui lovit. Arbitrul îi dă răgaz. Să ne ia lupta, mai avem la jumătate de minut până la... Da, și lucruri importante nu prea s-au întâmplat, poate la cea, în afară de cel croșeu de stânga, iată o lovitură înaltă de picior. Pețenchea este cel care inițiază acțiunea și poate că asta îi va oferi prima repriză și în ochii judecătorilor. Da, are mai multă insistență, asta e clar. Iorga mult preocupat să evite loviturile, iată, în gardă. Oh, ce serie bună pe final pentru Pețenchea și iată acea lovitură din întoarcere de piciorul de care vorbeai. Final de primă repriză, o primă repriză, să spunem, cam zgârcită așa în spectacol, dar iată, salvată finalul de acest final. Interesant. Da. Și a avut răbdare Pețenchea și a livrat pe ultima secundă, practic, și lovitura favorită, care eu cred că și-a atins puțin ținta acolo. Da. L-a pus în dificultate pe Iorga. Cred că acesta este finalul. Acum își face loc. Iată momentul. În gardă, dar totuși e o lovitură sănătoasă acolo de picior. În primul rând îl surprinzi adversarul, asta e clar.
dar și-a creat prin acel un 2 după lovitură de picior și a creat practic locul să facă pirueta și să lovească din întoarcere. Da, spuneam, o primă repriză salvată de acest final. Pățenghia clar mult mai experimentat, cred că ăsta este cuvântul, dar nici Urga nu s-a făcut de râs până acolo. Nu, dar e foarte multă deplasare deocamdată. Sigur, e bine să stai departe de adversar, dar până la urmă, ca să câștigi meciul, mai trebuie să și lovești. Mai trebuie să fii și tu cel care atacă. Excelent lovitura înaltă de picior pentru Pețenchia, chiar pe primele secunde ale luptei, ale reprizei secunde. A încercat și Iorga o lovitură înaltă. Asta am sesizat și eu, s-a auzit din curs de mai multe lovituri. Merge Iorga doar pe lovituri izolate, acel dă și fugi de care spuneai, și fuga asta nu e atât de aspectoasă. Uite, arbitru cred că e și exact. Și atrage atenția că pe noul stadion ce se va inaugura, nu, la Craiova, da, se poate face în jurul lui, cred, și atletism, că nu știu dacă are pistă, parcă nu are. Nu. Nu, atunci în jurul lui, sunt convins că pot să... Iată și numărat pentru... Mai mult pentru... Da, evită lupta și asta nu... Ar trebui să lase discuțiile, pentru că penalizarea poate fi și mai mare. În condițiile astea lui Pețenghia e foarte greu să-și pună în... Iată-l. E greu să-și pună în aplicare tot ceea ce a pregătit. Apropo de Craiova, în 2012 aici a avut parcă la Craiova, pe stadion, pe vechiul stadion lui Ion Oblevencu, prima gală de kickboxing în aer liber, pe un stadion. Da, Iorga a încercat-o dreaptă aici, după, da, pe finalul 1-2. Poate că, cine știe, atenționarea asta arbitrului, că iată un crușor de stânga bun ce a intrat, atenționarea arbitrului poate îi va face și bine. Oricum, îl va sili să iasă la luptă. E bine că s-au încins spiritele, iată-l și pe Pețenghia. Un pic surprins așa de reacția lui Iorga, care a avut câteva lovituri sănătoase. Mă rog, încercări. Trecată din atât de stânga Pețenghia. Dar Pețenghia are și marele avantaj că își păstrează poziția înaltă din gardă și nu se repede cu capul înainte când loviturile sunt curate, sunt mai aproape de adevăr. Iată încă o dreaptă bine aruncată și ce urmează după, chiar și cu un mic... un mic ajutor și din partea lui Iorga, ce lovește și el aici. Au fost vreo două lovituri care l-au pus în mare dificultate pe Iorga, dar iată că a găsit acesta să-și revină chiar să-și lovească adversarul. Sunt câteva secunde din această a doua repriză, cred că tot a lui Pețenghia. Iorga pune prea multă bază pe directa aceea de stânga de întâmpinare, pe care o face ușor într-o poziție un pic ciudată, într-o poziție cu scădere de nivel. Mă mir că până acum Pețenghia n-a sesizat și cu lovitură de piciorul, de stâng, cu stângul mai ales, poate să provoace daune mare acolo. Iarăși cu stânga în față. Iată lovitura aceea de picior, dată pe piciorul de sprijin și foarte secerare. Încearcă să varieze pe Pețenghia. Da, în opinia mea este cel care are un bagaj mai mare tehnic. Are mai multe lovituri. Sau o lovitură înaltă. Cred că l-a pus în dificultate pe Iorga și final de repriză secundă. A rezistat și în această repriză, deși a fost numărat pe colțul Timișoranului. Face precizarea că numărătoarea a venit nu ca urmare a unei lovituri, ci a faptului că, practic, arbitru și-a dat seama că nu vom mai avea o luptă într-un viitor, da, foarte apropiat. Dacă... Și a făcut bine că a intervenit. Da, pentru că s-a încins. Apoi cei doi au arătat că se potrivesc în ring. Iorga are curaj, are inimă de luptător, numai că se întâlnește cu un băiat care e bine pregătit și care știe să-l țină și la distanță și să-l și lovească în același timp. Uitam pe această reluare la lovitura înaltă, stângul ratată de Pețenghia. Dacă ar fi prins pe adversarul său, pe Iorga, ar fi avut mari probleme și iarăși un moment important din acest final de primă repriză. Da, acea lovitură joasă, care practic trășea îngenunchiat adversarul, sigur s-a ridicat imediat Iorga. Asta e un lucru bun pentru el, dar loviturile sunt tari. Iată, a început a treia repriză, ultima acestei confruntări între Iorga și Pețenghia. Adică pentru a înțelege ce suport acolo piciorul cu care Iorga parează acele lovituri de picior joase, trebuie să... O încercare de lovitură din întoarcere și încă o lovitură de întâmpinare cu piciorul drept
bine executate de Pețenchea. Dacă i-am pune pe băieți să dea într-un zid, ar ieși ceva de acolo. Dar... Sigur, și un genunchi foarte, foarte puternic al lui Pețenchea. Pețenchea că am luat frica. Excelentă, toată acțiunea încheiată cu duel acela, cu directă de dreapta. Și în același timp Pețenchea ne arată că știe să păstreze distanța, știe să stea departe de loviturile adversarului. Un pic mai multă mișcare în acțiunile sale, un pic mai multă decizie, parcă. Nu, și lobosește, lovește și cu picioare, lovește și cu brațele, iar Pețenchea urmărindu-și adversarul. Întors spatele aici, în fine, Iorga. Dar are și el câteva stângi acolo, care tot intră aici, a pus bine brațul drept, blocând Pețenchea, dar nu e suficient cu două stângi aruncate la interval de 40 de secunde așa cum ai spus, să iei decizia. Folosește directa de stânga foarte mult, aia nu prea pui în dificultate, mai degrabă îl ții la distanță pe adversar. Iarăși au scăzut ritmul. Da, sigur că sunt doi băieți care stau bine pe brațe, dar n-au geabul unui... ce dreaptă aruncată bine acolo de Pețenchea. Și încă o dată dreaptă și practic, atenție, trebuie să se întoarcă către adversar. Arbitru poate să-l numere aici, pentru că nu mai are niciun chef de a lupta, Iorga. Nu vorbim decât de o întârziere a luptei. Nu înțeleg de ce arbitrul nu intervine. Sigur, nu s-a pus genunchiul jos, dar fuga asta prin ring. Am avut impresia că nu mai știe unde e. E un pic de busolat. Păi, de Pețenchea încearcă să profite de acest moment. Da, și se agață de adversar. Asta ar fi trebuit să facă poate de mult, pentru a... Iată și modul în care practic pleacă câte 4 metri de lângă adversarul său, ne arată că nu mai e dornic să se lupte. În timp ce Pețenchea are o poftă vădită de bătaie. Vrea să-l pună jos, să încheie înainte de limită acest meci, dar nu cred că va mai avea timp. Nu, Iorga a rezistat aici. Da, Mihăiță Iorga, foarte bun încasator, mai ales în această refiză a treia, din nou cu lovitură de picior. Da, și încă o dreaptă și lucrurile sunt clare aici. Așteptăm repriza să se termine, pentru că meciul ăsta devine un pic chinuitor pentru Mihai Iorga. Iar pe Singhe, mă uitam la crucișul de dreapta, atât de mult și l-a pregătit, nu l-a prins pe Iorga, pe Mihăiță. Dar uite că mai bine parcă directa de dreapta a început să intre. Sigur că meciul se termină frumos, cu o bătaie parcă din 7 păcate, nu? Dar există un învingător fără a aștepta cu emoție decizia asta. Da. Asta vreau să spun, nu avem dubii în ceea ce privește învingătorul din această partidă. Mihăiță Iorga are meritul de a fi rămas în picioare, de a fi rezistat. Iată pe cei doi, victorii clar al lui Pețenchea. Și la un moment dat, pe mijlocul reprizei, așa, de final, chiar nu înțelegeam de ce arbitrul nu îi mai atrage atenția, pentru că a fost o mică goană prin ringa lui Mihai Iorga, săturat și el probabil de loviturile astea pe care le tot îndesa adversarul. Dreptele acelea, mai ales, acolo s-a pus greutate pe lovitură, toată forța corpului. Și au dus... câteva ratate, asta spuneam, cu câteva lovituri ratate. Nu vorbeam de cele intrate, adică au intrat destule. No. Victoria absolut meritată. Meci frumos, meci spectaculos. Mai ales după acea intervenție arbitrului. Da, de cum să avem altă lucrată. Vrei să spun ceva? Dacă Pescaru spune altceva, o să am o mare ceartă cu el. Nu cred. Ia auzi. Sigur că da. Victorie frumoasă pentru Pețenchea, ce ne-a arătat calități, ne-a arătat un pic de ținută în lupta sa, să nu uităm acea poziție înaltă și faptul că nu se duce cu capul înainte pe lovitură, ne spune multe. Loviturile de picioare sunt la locul lor genunchi, așa cum a observat Adi, da. Una peste alta un luptător darnic. Se vede că merge în Olanda, se pregătește din când în când. Exact, pregătirea în Olanda contează. Noi facem din nou o scurtă pauză, vă așteptăm pentru o altă luptă la plus 95 de kilograme.